Salutări tuturor, bine v-am găsit la CSP Live. E o frenezie teribilă în clubul FCSB înainte de meciul de mâine seară din Conference League. Două transferuri făcute ieri de George Becali, Miculescu adus de la UTA, David Niculescu adus pentru 1,7 milioane de euro de FCSB. Pe lângă Miculescu, tot ieri a venit și Bogdan Rusu, cel care a marcat două goluri în ultimul meci al Mioveniului cu CFR Cluj, în înfrângerea 2-4 de la Cluj. Bogdan Rusu, chiar dacă are 32 de ani, vine să o ajute pe FCSB în acest început de sezon, care pare că îi produce bucurie lui George Becali. Finanțatorul și-a anunțat revenirea pe stadion în meciurile care urmează, meciurile de acasă care urmează. O să discutăm în această dimineață despre perioada de transferări agitată din ultimele ore. Discutăm și despre informația zilei de ieri, potrivit căreia impresarul Florin Manea a solicitat clubului, a notificat clubul Rapid, cerând salariile pe ultimii 2 ani, salariile restante pe ultimii 2 ani, prima de promovare de 5.000 de euro, plus 30% din transferului, din suma de transfer primită de Rapid pe rareșilie de la Nice. O solicitare surprinzătoare din partea fiului fostului mare fotbalist al Rapidului, Nicolae Manea. Discutăm despre toate astea în dimineața asta, însă tot în dimineața asta stăm la povești cu Ion Manu, fost portar la Rapid, la Sportul Studențesc, anii 70, 80, 90 la Sportul Studențesc, finalul anilor 80, începutul anilor 90, până la jumătatea anilor 90 la Rapid, un portar cu 290 de meciuri în Giulești, în ambele divizii, pentru că atunci Rapid era ABA, nu? Bună dimineața, domnule Manu, mulțumesc că ați venit. Bună dimineața, mulțumesc de invitație, da, scoutul la Rapid. Campion al României, nu ca jucător, dar ca antrenor în staful lui Andone și cu Dinamo și cu CFR Cluj. Da, într-adevăr, sunteți bine informat. Aveți un CV bun de antrenor. Scouter acum, deci găsiți următorul areșilie, dumneavoastră trebuie să-l găsiți, înțeleg? Doamne ajută! Ca să ia Florin 30% din Doamne răsă. Ajută! Acum nu știu dacă el o să fie impresarul viitorului Rareșilie, dar vom vedea. Da, interesant știrea asta care ai spus-o, dar da, nu știu despre ce e vorba, nu știu dacă el a fost și... sau probabil are hârtii. Păi el spune că nu s-a terminat. Florin are hârtii și de obicei ca neamitică, Dragomir. Așa. El e acoperit de hârtii tot timpul, așa spune că e acoperit de hârtii. Am mai auzit și de un alt impresar care s-a ocupat de transferul Rareșilie. Iubliana Nedelcu, da. Păi asta am citit-o. Nu știu, habar n-am. Și chiar nu intru în detalii din astea. Nu, doar ce am citit în presă. Dar astea sunt problemele lor care și le vor rezolva între ei. Probabil când apar bani mulți, probabil că e și interesul de a ciupi o parte din bani. Da, e normal. Când sunt bani mulți, imediat apar ulii. Nu vrea nimeni clubul bine în clubului Rapid, toată lumea vrea binele personal sau cum? De ce să nu vrea binele clubului? În primul rând să aduc aminte că așa, datorită faptului că a venit în clubul Rapid domnul Șucu, înseamnă că dânsul chiar vrea binele clubului și nu o spun ca să perii pe cineva, dar se vede și se simte venirea dânsului absolut. În primul rând mă refer la cele două baze sportive pe care le-a luat de la zero și le construiește pentru Academie Coresi Rapid. În spate la Casa Presei, nu? Coresi, da, și baza constructorului de lângă ProRapid. Ok, nu știu pe asta. Amândouă plecate de la zero. La baza Coresi s-a schimbat și se schimbă tot. Mă refer la suprafață de joc și hotel, tot ce e nevoie pentru o Academie de Fotbal. Și sunt foarte mulți bani investiți în aceste două baze. Deci acolo, la constructorul, să se antreneze și echipa de seniori a clubului. Deci este o treabă începută foarte serios. Deci și baze sunt, mai trebuie fotbaliști, antrenori. De ce? Know-how. Că suntem bine acum la nivel de echipa de seniori Rapid. Okay, de ce nu? Dacă stăm să ne gândim după primele trei etape cu rezultatele care au fost, eu zic că începutul este nesperat de bun. Dacă nu rata penaltiul respectiv albul acolo la Cluj,
Ei, vedeți, puteau fi 7 puncte acum după 3 etape. Ne-ai învins după să ne gândim la adversarii care au avut Rapid în primele 3 etape. Păi îi luăm așa. Păi primele 3 din anul trecut. Știu, dar ca joc, CFR în momentul ăsta joacă și nu prea joacă, FCSB are 2 puncte, Craiova are 2 puncte, adică... Deci important e că Rapid a jucat și joacă. Realist o vedeți pe Rapid în lupta pentru titlul sezonul ăsta? Nu, realist. Oamenii își urmăresc obiectivul care și l-au propus înainte de începerea campionatului, play-off-ul, și acolo vom vedea ce o mai fi. E normal. Nu poți să spui, domnule, gata, suntem... acum, cu ultimele transferuri, gata, suntem pentru locul întâi, pentru campionat. Nu. Pentru că fotbalul doar știți foarte bine că e imprevizibil și mai ales la noi, în campionat. Ce vă place la Rapidul ăsta, Lumutul? Așa, uitându-vă un pic la echipă, ce credeți că are deosebit echipa asta? Ceva deosebit? Nu, are, în primul rând, este spiritul de echipă care l-au și mai ales... Există spiritul ăsta de echipă. Adi a știut, se pare, și în perioada asta, de când a venit și în perioada asta de pregătire, a știut cum să-i strângă, cum să-i aducă la un punct comun pe jucători, chiar și cu cei care i-au transferat destul de târziu. Uh-huh. Să știi că a reușit, Adi, să... A reușit să-i introducă și în acest spirit al Rapidului. Nu se simte că-ți veniți. Nu, doar ați văzut primul joc Dugangești cu contra Stelei. Da. Deci există acest spirit și mai ales faptul că sunt împinși de la spate și nu vorbesc prostii, de această atmosferă din tribune, de această atmosferă din stadion, pot să spun bijuteria asta de stadion, că doar l-ați văzut și sunt convins că vă place. Mai atmosferă decât era pe vechiul Giulești când jucați dumneavoastră? Nu, e aceeași. Aceeași. E aceeași. Atunci, pe vechiul Giulești, fiind și mai mult și tot timpul stadionul a fost arhiplin, fiind și mai mult spectator, că era capacitatea stadionului, 18.000. Erau de 18.000, era parcă se auzeam, dar acum cu sonorizarea care este în nou stadion este ceva superb. Este extraordinar. Să prindeți și noastră. Ei, nu. Când jucați nu era închis stadionul, nu era deschis. Era am început cu Podcoava. Da. Da, după aia s-a construit sala de sport din partea peluzei nord, cum se spune acum, cu schela aia care s-a rupt atunci la un meci oficial, după nu știu povestea. S-a rupt o schelă la un meci oficial? La schelă de la sala de sport, da. S-a rupt o schelă cu... Deci era o schelă de construcție. Era schelă din exteriorul sălii și atunci, nemai fiind loc în tribune, toată lumea s-a urcat pe schelă. Întâmplător, eu eram la juniori atunci și eram pe schelă din partea laterală a sălii către linia ferată. Și când am văzut că s-a rupt aia, m-am dat jos repede și m-am dus în tribuna a doua, că... Mi-era frică să nu se rupă și schela cealaltă. Și dar au fost probleme, adică au fost... Au fost accidentați, da. Și, dar nu suferă comparație atmosfera care era. Chiar și atunci, acum, pe Giulești, nu suferă comparație cu... Încearcă, am văzut la Petrolul, la Ploiești, am văzut că încearcă ceva, dar la nivel mai mic. Și la Craiova... Și acum, ultimul joc, mă refer la competiția europeană la Steaua, pe Arena Națională, am văzut că au fost și la meciul cu Rapidul, steliștii au venit cu destui fani, dar... Se bagă din nou bani, ați văzut, 1.700.000 transfer în Liga 1, adică nu transfer de jucători din exterior. Este bine să se bage bani, pentru că dacă sunt fonduri, să știți că se găsește și jucători care se ridice nivelul fotbalului. Asta vreau să vă întreb, apropo de scout. Se găsesc. Da, dar important e să-i cauți mai adânc și când important e să investească cei care deja au început, unii deja au început să investească în aceste centre de copii și juniori, pentru că aici a fost și este marea problemă a fotbalului nostru, părerea mea. Da, dar uitați, există deja niște academii puternice de fapt. Hagi are o academie puternică după standardele fotbalului românesc, care încă nu produce niște jucători
de la A la Z impecabil. Adică să zici, bă, ăsta îl iau și îl duc la Barcelona sau la Real Madrid. Hagi a avut o, Gica a avut o șansă enormă. A fost și ajutat, a avut și oameni care, pe care i-a trimis să aducă jucători. A avut șansa să aducă jucătorii, mulți dintre jucătorii foarte buni din toată țara. Practic el a luat tot la un moment dat. El a fost începutul, el a început cu, cu această idee și a făcut foarte bine, părerea mea. Acum piața nu mai e împărțită, toată lumea e... Acum, da, da. Acum s-au înființat aceste academii private, s-au înființat tot felul de școli de fotbal, de școli de fotbal pe... cum să spun eu, pe posturi în, în fotbal, școli de portar, școli de fundaș, școli de atacant, ceva de genul. Da. Și fiind, sunt multe școli din astea de fotbal și trebuie să, să te duci să-i cauți, dar trebuie să ai și acordul celui care deține să drepturile iei copilului, drepturile jucătorului, da, respectiv, pentru să poți să-l iei la... la ceea ce gândești tu că vrei să faci. Dar dincolo de baze, de antrenori și de calitatea antrenamentelor, pare că mai există o problemă în momentul ăsta cu tânăra generație, o problemă de ADN a tânărului fotbalist român, o chestie mentală pare mai degrabă. Din toate discuțiile pe care le-am avut în ultimii ani în emisiune, pare că asta e o problemă. Fotbalistul, tânărul fotbalist român are o problemă de... Dincolo de carențele tactice, tehnice, poate sau nu poate, sigur, e o problemă mentală. Este posibil, este posibil și această situație. Adică cum fotbaliștii în perioada dumneavoastră erau, intrau pe teren și se luau la trântă cu echipe mari, câștigau cupe europene, erau în turnee, în fazele superioare ale cupelor europene. Ok, dincolo de prăpastia financiară căscată în ăștia 30 de ani, da, da. Dar ca ADN, ca forță, jucătorii se băteau de la egal la egal cu ăștia mari de afară și acum... Vreau să vă spun ceva. Spuneți-mi. Părerea mea este că în ziua de astăzi, da? Vis-a-vis de copii, de juniori, de copii și juniori, de tinerele speranțe ale fotbalului, cred că în primul rând mare greșeală care se face, o fac părinții acestor copii. Am mai auzit asta, de ce? O fac părinții acestor copii pentru că, cum să vă spun eu, părinții copiilor sunt mai nerăbdători decât patronul unui club de fotbal ca virgulă copilul lui să ajungă repede sus și în vârf și să fie un fotbalist care să câștige bani frumoși. E, asta e problema. Dacă vrei să ca și copilul tău să ajungă să fie star, da, în fotbal, atunci lasă-l pe el. Nu te mai băga tu, părinte, peste antrenorul lui. Nu te mai băga tu, părinte, să-l cerți în antrenamente, că asta n-am înțeles-o niciodată. Pe ce caută părintele la antrenamente? Să-l ceri de ce nu a făcut alunecarea cu tare sau de ce n-a intervenit la mingea cu tare. Bineînțeles, acasă, clar, îl ceartă și mai departe. Deci o presiune mare pe copii. Există o presiune mare din partea părinților și nu știu de ce. Pe de altă parte, Massimo Pedrazzini, care e acum în structurile federale pe zona asta de copii și juniori, spunea că e o problemă de mamă. Deci nu bloc de părinți, de mamă, că da, mama își cocoloșește în momentul ăsta copilul. Îi face mâncare, îi spală, îi... adică copilul n-are nicio grijă, nimic. E... Da. Da, da, este și asta. Vedeți de ce erau succese și au ieșit jucători de valoare pe, așa, pe vremea mea? Da. De ce? Păi, de foame, de exemplu, de, nu de foame. De, bine, să spunem și așa, să spunem și așa, dar să știți că prin acea organizare care exista atunci, și mă refer aici la vârfurile din fotbal atunci, ca junior, ca, uh-huh, exista acel Luceafăru. Da. E. Se adunau toți cei mai buni tineri. Se aduceau cei mai buni din țară, da, dar tineri ăștia își dremăluiau tot ce aveau singuri, uh-huh, de la vârsta respectivă. Da. Nu era mama și tata să, cum spuneai, să-i gătească mama ce dorește bebelușul și să-i spele, să-l ducă, să... Nu! Își făcea singur treaba. Deci era copilul învățat cu greutățile de mic, cum da, se spune. Dar în ziua de astăzi... Și asta, pare și asta o problemă. Adică da, bineînțeles, da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Cum ați venit? De la Vlădeni? A, de... Vlădeni, Ialomița? Da. Da, din Vlădeni. Eu am venit. Am venit la București că am venit la școală să fac liceu. Deci ați venit la liceu? Da, la da. La cât? Da. La clasa 8-a? 14 ani, da, după deci clasa 8-a. Deci la 14 ani ați venit?
Da, jucați fotbal până la 14 ani? Ei, unde? La mine la țară jucam. Sunteți în curtea școlii. Cu, din comună? Din aceeași comună cu Rică, da. Da, din aceeași comună cu Rică, Răducanu, da. Deci când ați plecat de acolo, știa satul era, cum era în sat Rică? Satul, era, bă, bine. Doar că n-are statuie idolul, în sat. Da, bineînțeles. Idolul satului normal și tot satul ținea cu Rapidul. Tot satul ținea cu Rapidul. Nu întâmplător, eu am ajuns să mă duc să dau probă la Rapid. Că m-am dus să dau probă la Rapid, că vreau și eu să joc fotbal. Că... Deci vă plăcea fotbalul, dar nu jucați fotbal. Până la 14 ani n-a jucat fotbal. Târziu, totuși. Fotbal organizat n-am avut unde să joc la mine la țară. Ați venit la liceu, în București? Da, și m-am dus să dau probă de capul meu. Imediat, după cum ați venit? A, nu, la jumătate an. După jumătate an. Deci ați intrat la liceu? Da, da. Stăteați undeva la rude sau ceva? Nu, la cămin. La cămin. La căminul liceului. Și cum? La probă? Cum ați dat probă? Cum? Păi da. Apărea un ziar atunci. Nu. Apăreau, da, apăreau și ziar. Apăreau mâine selecție posibil. În Ghencea de copii. Am văzut eu căutând ziarele. Da. E posibil, dar nu. Eu m-am dus una că trebuia să fie Rapidul, că... Altceva nu, deci rapid, nu se vedea, nu se vedea rapid. Altceva nu se vedea la mine în familie. Dar portar de ce portar? Sau nu v-ați dus? Păi asta îmi plăcea. Tot Rică ceva. Bă, faptul că Rică era cel... Nu? Da, bine. Dar cine? Toată lumea era influențată când îl vedeau pe Rică. Apărea odată la, pe an, la două luni, când apărea la echipa națională și vă dați seama, portar de ce? Păi dacă e de aici, eu de ce nu? Da. Dar bine, veleitățile mi-au zis unii că le aveam de când eram mic și de-aia. Da, și cu colegii de la liceu, haide să dăm probă, că na, toți voiau să mergem, să vedem. Și ba pe la judo, ba pe la aia, mă trăgeau un coleg, ai de colo, și mi-a zis, mi-a transmis tata, băi, dacă vrei să faci sport, ori faci fotbal la Rapid, ori nimic. Da. Să trăiți. Era ordin. Și prima dată când m-am dus la probă, da. M-am dus la Neamichi Mihailescu. Așa. La grupa lui. Și era vechiul pod Grand și acolo în spate lângă podul. Au rămas doar pilonii acum, sunt picioarele undeva. Da, și acolo în spate era un teren de zgură, de handbal și două de bitum. Așa. Și bineînțeles atunci hai să vă văd și nu rușinos fiind că noi am spus profesorului că domnule vreau portar. Nu, și Neamichi m-a băgat în câmp să vadă ce știu cu Coțofana, cu Dalmațianu. Și, da, și... Asta n-am mai auzit-o, Coțofana am auzit-o, Varza am auzit-o, dar Dalmațianu n-am auzit-o. Da, păi... Era pătată, da. Și m-a băgat în teren, ai frate, și m-a luat, după aia am devenit coleg cu el. Cine? Un mijlocaș, un Oancea. Așa. M-a luat, m-a întors și pe luat și pe plătit. Mi-a dat mingea printre picioare, mi-a tras-o, la cabină, Neamichi, băi copile, nu vrei să cauți tu pe la sportul, pe la Dinamo, pe la Steaua, că aici e mai greu, ai văzut ce... Nu puteam să revin. Da. Dar eu nu i-am spus omului ăsta ce vreau. Da. Și bineînțeles că atunci când mi-a zis, caută așa direct, ne-a dat viteză și hai, așa. Peste o săptămână m-am întors. Bun. Și v-ați dus să dau el? Probă la Rapid. Da. Și am ajuns la birou, pe la doamna secretară. Așa. Doamnă, știți, vreau și eu să dau probă. Și intră pe ușă Neamichi. Din nou. Mă, tu ce faci? N-ai fost săptămâna trecută la probă? Ți-am zis că n-ai ce să cauți. Păi tu arși un profesor, că așa era atunci, că tu arși un profesor. Dar știți, eu vreau portar, nu v-am spus că nu m-ați întrebat. Și... Da, vrei portar? Ia uzi, mă, ia să te duci, mă, tu marți la... domnul, la toașul profesor Socek. Așa. Și să vedem ce știi. Și tot acolo în spate, hai să vedem ce știi. Unde să vadă ce știu în ale portăriei? Pe bitum. Ma. Și m-a luat Neatitel și dă-i. Și eu, normal că dacă plecam și atunci fără să iau proba, nu mai mâncam mâncare caldă acasă, la țară, nu aici. Așa. Că aici aveam cantina. Da. Da, și am tăvălit. Deci era o chestie de viață și de moarte, practic. Da, absolut. Absolut. Așa. Și nu, ce să era să-i spun lui taică meu? Da. Că sunt dobitoc și nu m-au luat aia, m-au refuzat de două ori. Și am făcut niște plonjoane, dar am plecat carnevie la
la Cămin. Da. Da. Și m-a oprit. Dar el nu mai venise să vadă, a venit să mai vadă și... Nu, 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 nu. Nemichi nu. Mâna celuilalt. Da, da, da. Și atunci la cabină mi-a zis, bine, ia să vii cu două poze. Când am văzut să vii cu două poze și buletinul, gata. Cine era cel mai fericit? Pozele pentru legitimație. Da, și atunci când a auzit tata că am luat probă la Rapid, te duci la Ricuță, te duci la Rică. Numai un pic, o secundă, că mi-am adus aminte și mă bușește râsul și vreau să vă povestesc. Cineva mi-a povestit, cred că Cic mi-a povestit, că povestea, cred că Prodan, că când i s-au cerut două poze, a venit cu o poză pe cal, avea o poză. Că n-a știu că se vă poză și a venit cu o poză cu el pe cal. Da, da. Și da, frumoasă și asta. Și îmi spune tăi că te duci la Rică și îmi joci că din partea mea să te ajute să te învețe, să te antreneze, să înveți de la el. Erați fiul satului și trebuia să vă ajute idolul satului. Da, da, așa. Da. Și când m-am dus la Rică după un antrenament, țin minte și acum, pusese talaș din ăla în poartă că ploase. Rumeguș, nu? Rumeguș din ăla talaș pusese pentru Rică să nu mai fie noroiul ăla, că era noroi atunci, așa erau terenurile. Da, da. Și l-a omorât un pic Nanelu Mătroc pe Rică atunci și l-am așteptat după antrenament. Mă, Nearică, eu sunt băiatul Luniță Manu din Vlădeni. Așa. Și el, care mă, piticul, tata era milion. Se știau, adică se... Da, dar știa, da, îl știa pe tata. Și ce vrei, țărane? Păi ce să... El nu era din acela. Nu. Asta, și ce vrei, țărane? Păi te-a rugat tata, dacă mă înveți pe mine să mă antrenez, să asta. Ai, bă, unde, bă, tu nu vezi că sunt cu... să-i salvez pe proștii ăștia de la Rapid. Sunt cu dobitocii de la echipa națională. Când să mai întimi și de tine, bă, țărane? Învață-te, bă, singur și lăsă-mă. Da, da, da. Dar după aia a devenit antrenor. Și, asta mai târziu. Și de, da, da, și după m-a chinuit de, dar mi-a prins bine. Uh-huh. Mi-a prins bine. Că... Deci ați rămas, ați început să mergeți la... Da, doi ani de juniorat. 14 ani și ceva. Da, da, 14 ani jumate. În 17 ani, după aia, 17 ani jumate am debutat în... București, la... acomodarea în București, cum v-a fost? Da, cine știe? Grea? Nu. Da, cine știe, când eu stăteam la Cămin și nu avea... De unde? N-aveam voie, păi ne trebuiau bilete de voie să ieșim de la Cămin. Okay. Unde era Cămin? În Șoseaua Viilor, pe Spătarul Preda. Departe? Deci eu, da, veneam cu gondola 11, tramvaiul 11, așa îi spuneam, gondola. Gondola. Ala, tramvaiul ăla vechi, vai, ce... Am luat în loc, aveam câte două antrenamente pe zi, luam în locul de... Mă țăiam în picioare. În tramvai. Păi, dar ce să facem? Când era să te odihnești? Apropo de copiii care-ți duci de mare. Vai de mine. Și echipamentul, spală-ți-l, aranjează-ți-l, vai de mine. Dar viața frumoasă. Așa. Viața frumoasă și după 2 ani. Am debutat și eu la Divizia A, la Târgu Mureș. 2 ani. După 2 ani și jumătate. Da, ia să vedem dacă am găsit exact nicio alea asta, să vedem. Atunci când s-a retrogradat. 76-77. Când s-a retrogradat. Cum a fost debutul? Povestiți-mi un pic. Vai. Ce mai țineți minte? Ce să țin minte? Cum să nu țin minte? La Târgu Mureș. Păi da, era Beloni? Aia nu se poate uita. Cum? Așa. Beloni, Fazekas, Ispir, da. Hainal... Uh-huh. Toată echipa aia mare a Târgu Mureș. Și erau atunci cu Tinere Speranțe. Eu jucam la Tinere Speranțe și meciul se juca înaintea meciului de senior. În deschiderea meciului de senior. El la Târgu Mureș atunci ploase. Și nu ne-a băgat să jucăm pe terenul mare, ca să nu se strice terenul pentru loții și pentru Hainal și pentru toată lumea. Și ne-a băgat un teren alăturat. Și... am jucat până am ieșit la un blocaj. Da. La un blocaj a scăpat un adversar singur, am ieșit la un blocaj pe apa aia. Eu la blocaj normal am prins mingea, ăla cu alunecare din față și cu talpa pe minge, dar de fapt n-a fost pe minge, a fost prin coastele mele cu talpa. Așa. Și mi-a făcut două găuri între coaste. Șansă mare am avut. Și urma să fiu rezervă la echipa mare. Ok. Bye. Nea Bazil Marian s-a speriat, a zis, Doamne, ce fac? Pe cine dăm la echipa mare rezervă? Nu vreau, merg eu cum? Durea? Eu? Durea. Păi erau două găuri, când m-am uitat să cad. Crampoanele După spate, alea două.
Alea, cu alea au venit și se mai ascunțeau, normal, și erau alea mari. Pe spate erau crampoane mari. Și... deci, eu cred că oamenii nu, sunt câțiva care nu înțeleg exact. Erau crampoane care se înfiletau. Da, alea. Fotbaliștii și le ascuțeau. Și le mai ascuțeam, da, dar... Deci când erau de fier, atenție, crampoane de fier. Da, bineînțeles. Da. Bun, ok. Da. Și, nu, dom'le, eu sunt, cum? Dacă eu toată noaptea am visat, gata, sunt rezervă și aude tata că sunt rezervă la echipa mare, da, gata, nu mai trebuie nimic. Okay. Ce să mai contezi la mine cu durere și toate? No. Mi-a deci pus acolo. Aveați asta în cap, dorința tatălui de a... Mi se pare că asta era de fapt... Vai de mine, păi ghida. Cum? Okay. Să nu-i faceți de rușine, că așa era mentalitatea. Da, să-l fac mândru. Că... Da, să-l faceți uite mândru, exact. Da, și, no. La pauză 4-0 așa, pentru ASEA Târgu Mureș. La echipa mare, da. Băi, puștule, ia, Neanelu Motroc, ia de drumul la încălzire, mă. Când am auzit, ce mai conta? Cine era titularul? Era Ioniță. Ah, ok. Era Ioniță, dar Ioniță în perioada aia era, avea o problemă la umăr, îi ieșise mâna din umăr, uh-huh, și nu putea să, n-a putut să facă deplasarea. Și atunci era un Nicu Cruce, era titular. Okay. Era al doilea portar. Așa. Și... L-a pus pe regretatul Grigoraș. Grigoraș era fundașul central, așa, cu Florin Marin. Okay, așa. Când era Florin Marin, da, era și Grigoraș și a zis: Grigore, ia-l pe copilul ăsta și încălzește-l cu un pic. Na, era, a trecut cu portarii și ăsta. Și l-a rogat: Nea Grigore, dă-mi și mie puțin să prim mingea la piept, ca să treacă, să uit de durere. Da. Haide. Când venea mingea? Prima am prins-o să... Na. Să leșim de durere, a doua n-a mai contat. Și s-a terminat, vă dați seama, s-a terminat meciul. M-a băgat în poartă la repriza a doua și am mai luat două goluri. Okay. Dar chestia este că i-am scos minge grea lui Loții Beloni, da? I-am scos minge din forfecul lui Hainal, i-am scos... Băi! Și ca să vedeți o chestie, noi făceam deplasarea cu vagonul de dormit. Al... Pe care îl decuplau și îl lăsau undeva. Da. Păi, dormeam acolo, în gară. Era cumva ca un hotel mobil, da, al clubului. Da. Era făcut special pentru echipă. Și la întoarcere, Neanelu Motroc a zis: Nicule, tu te urci sus. Cruce, adică lui, Cruce, Nicu Cruce. Rezerva. Tu te urci sus acolo la Cucurigu. Așa. Și lasă-l pe copilul ăsta să în primul pat de jos, da. Patul de sus. Da, ăla era cel mai slab, cel mai, da, cel mai, jos, da, cel da, mai, da, da, da. Ia, uite ce am făcut eu. Și după aia s-a, bine, și a revenit Ionița, a venit înapoi titular, că era normal, cum era normal, și am retrogradat. Și uite-ne, vreo 6 ani. De n-am bântuit toată țara prin Liga a doua și ai noștri se plâng de terenuri, se plâng de condiții, așa, se plâng ăștia din ai noștri. V-am mintit ceva din ăștia 6 ani de Liga a doua, din chinul ăsta? Vai, da, e da, bravo. Câte ceva așa povestiți-ne dimineața asta. Vai de mine, da, mi-aduc aminte, am luat un gol urât pe la Plopeni. Metalul Plopeni și am luat un gol urât și eram soldat, eram în armată atunci, făceam la CFR. Ok. Și am luat golul ăsta și mi-a zis Neanelu: de mâine la unitate. De ce? Cum e posibil să iei așa gol, să nu știu ce? Și am ratat penalti, și am ratat Ilie Ronte, o grămadă de ocazii. Și n-am reușit, am pierdut 1-0. Și atunci, direct la unitate și tu la chelie. Super, bă. Când ne-au luat în armată, da, când, și am apărut pe Republicii, da, eram vreo 4 inși, tuși la chelie. Da. Să le spunem oamenilor, pe vremea aia, la chelie, nu era grozav, dar încă se accepta prin anii 70. Oh, da, bine, dar când era vorba la chelie, erai pușcăriaș, adică era un semn COVID la pușcărie, altfel nu, ai făcut ce... nu purta. Se știa că ai făcut ceva urât. Exact. Și da, ai făcut ceva bine și atunci ai fost pedepsit, dar na, oamenii știau că suntem soldați, că nu știu ce, și atunci na, au început prima dată pe Republici. Pușcăria și noștri dragi, da. Cum să rapidiști, că doar știți foarte bine ce se scandează de prin tribună și la diferite meciuri ce scandau. Dar așa
galerie deșteaptă ca la Rapid și să improvizeze și să scoată pe loc anumite sloganuri, ceva de... În perioada asta de, am auzit o grămadă, dar și lucruri frumoase, nu să... Ce să mai povestesc? Dar... Colegii, Manea, cum era? N-ai. Da. Dumneavoastră. Băi, cum? Un personaj. Un adevărat personaj. Un adevărat personaj, dar un adevărat personaj pozitiv. Da? Da, sigur că da. Era cu atmosfera, era bine. Da. Pe teren doar știe toată lumea și l-a văzut toată lumea ce fotbalist era. Nu se mai pune problema de meseria de fotbalist la Nae Manea. Dar chestia este că eram o echipă, nu știu, ne înțelegeam, eram un grup unit. Nu exista, mergeam, nu numai noi, colegii de echipă, după meciuri și asta, când ne întâlneam la o bere sau la un par de vin când aveam ziua liberă, păi ne întâlneam, mergeam și cu adversarii. Ne întâlneam întâmplător pe undeva și normal că nu exista ranchiuna care există în ziua de astăzi. Nu era niciun fel de problemă. Da, dar când venea jocul, vai de mine ce se ascuteau crampoanele, cum vorbeam mai devreme, vai de mine ce scântei săreau, așa. Vai de mine. Dar frumos. Ceva cu Nae nepovestit? Ce poate fi povestit? Din poveștile ce pot fi povestite cu Nae Manea? Vreo anecdotă, ceva cu el? Dar câte nu sunt, câte nu sunt și... Nu știu, sunt unele care n-ar trebui să le spunem pe aici, dar ce să spunem? Eram în cantonament cu Neatinel Stănescu. Cu Nea Valentin Stănescu, eram în cantonament. Și Neatinel îi plăcea să meargă la pescuit, era lacul de lângă... vila noastră de la Tâncăbești. Acolo era cantonamentul Rapid, la Tâncăbești. La Tâncăbești, da, la antena, era antena aia. Da. E și acum, antena aia înaltă de radio. Da. Și Neatinel mergea la pescuit cu doctorul și Nae la, haide, Mănușă, haide, să mergem să vedem asta ce faci. Asta era Mănușă. Mănușă, da, așa îmi spuneau. Da, așa îmi spuneau de la Liviu Bartales, regretatul Liviu Bartales. El mi-a spus prima dată Mănușă, că de la Manu Mănușă, nu știu ce i-a venit lui. Dar s-a potrivit până la urmă. Și Nae, hai Mănușă să mergem până la Neatinel să vedem ce face, prinde ceva. Da. Și am ajuns acolo, Neatinele, da bă Năică, ce căutați bă aici? N-aveam ce face, vă dați seama, da. Cantonament, asta e. Ce faci bă? Merge, trage, trage, dar băi Năică, să știi că nu mă las, bă, dar nu mă las până nu prind unul, Barosan. Așa. Și Nae nebunul, auzi bre Neatinele, nu-i mai bine ești mata la șosea, că trece Ștefan Andrei, primul secretar, și-l prins pe el, că e cel mai Barosan. Băi neamul prost, lasă-mă bă cu glumele tale, du-te bă de aici și lăsați-ne. Și când a aruncat, când a vrut să arunce iar undița, l-a prins pe doctorul de spate cu acu, Doamne, hai că l-ai prins pe ăsta, Barosan, Neatinele, uite-te că l-ai prins, vezi? Nu te-ai lăsat, Doamne, dar multe, da. Eram în cantonament și era în perioada, în perioada cu imnul, când a scris Adrian Păunescu, imnul Rapidului, pe l-a scris de față cu mine, pe teren, pe Giulești. Cum? Eram în cantonament, da. Uite că asta n-am mai povestit, eram în cantonament la Tâncăbești. Adrian Păunescu ne mai trimitea în cantonament, că făceam mai multe zile, când făceam mai multe zile cantonament înainte de jocuri tari presupuse. Da. Și ne mai trimitea și pe Nae Lăzărescu cu Vasile Muraru să ne recite, să ne spună, da, povești, poezii, de tot. Serios! Și eram în cantonament și eu nu eram titular. Și a dat telefon, trimiteți-mi și mie pe copilul ăla care spuneți voi că e bun și că dacă nu joacă, trimiteți-l la stadion, că el venea și juca cu Flacăra, cu ai lui, da, de la cu Flacăra. Cu aia, cu... Da, Victor, cu Socaciu, cu... Da, o, cine? Neadi? Cu piciorul gol, cum avea mingea? Nervos, adică era și din ăsta... Bine, toate mingile la el. Da, toate mingile la el. Neadi, acum...
Deci v-ați dus să faceți, deci, să completați echipa. Haide să... Da, că vrea el să-mi dea la poartă, să vadă ce, ce forță, okay, șut are el. Și dădea cu piciorul gol extraordinar de bine. Serios? Domnule, cu piciorul gol. Lovea mingea fantastic. N-a alunecat pe iarbă în piciorul gol? Ce să alunece pe iarbă? Și atunci s-a întâmplat când i-a zis, băi, Victorie, ai chitara la tine? Da. Socaciu. Da. Da. Du-te și adu chitara și vină cu ceva. Și a venit cu, domnule, hârtie igienică, sau nu știu ce era. Așa? Și pe aia a scris. Șervețel, probabil. Șervețel din ăla, pe aia a scris, a început să scrie versurile, deci, de la ei. Atunci, de față. Atunci a venit. Hai mă să facem ceva pentru suporterii ăștia, pentru echipa asta. Și atunci... Mă uitam. Suntem peste tot acasă? Da, da, da. Da. Atunci s-a întâmplat. Atunci s-a întâmplat cu imnul. Și l-a și pus pe imediat pe note, adică... Sigur că da, sigur că da. Și bine, îmbunătățit și a ieșit ce... Că... Este o mărturie. Vorba aia cel mai frumos. Ați asistat la un moment istoric? Da, da, da. Pentru Rapid. Da, da. Corect. S-a întâmplat să fiu eu. Și golul câte ați luat în meciul ăla? Care? La cine mai conta? Ce, alea nu se puneau. Alea nu se puneau. Rică Răducanu, antrenor, cum vă era? Cum? Adică Constăteanu dumneavoastră, care vă considera țăran pe dumneavoastră. Oh, da. Povestiți-mi din interacțiune cu el. Ne-a povestit Gabi Fiu dumneavoastră, da? Că la un moment dat, el antrenor secund pe bancă, lumea în tribună scanda Manu mai bun decât Răducanu. A vrut să mă bat atunci. Povestiți-mi un pic. Da. Început, deci unde... el nu mai avea mize, era retras, antrenor cu portarul. Nu, era antrenorul meu, da, era antrenorul echipei și la un moment dat și din galerie au început, Manu e mai bun ca Răducanu. Da. Când a auzit Rică, eu m-am uitat la el, am zis, mă, poate o fi ceva și el îmi face semn, ce s-a întâmplat, ce zic ăștia? Da. Și tot au dat-o, că, bine, scosesem niște mingi atunci în meciul ăla, că de-aia au început oamenii. Și se ridică Rică după bancă, se întoarce la tribuna întâi. Tot Ricu e numărul unu. Cu alte vorbe, să spunem. Da, da, bine, da. Să lăsăm. Adică le-a și spus ceva de da, duce. Da, bine, duce. Nu, dar era cu stilul lui Rică, da. Și Rică atunci, unu, și atunci îmi face sens, țăra, ne discutăm la cabină. Ce vreau să mă zică, da. Și a venit la mine la cabină, a auzit, mă, țărane, mă, tu le dai bani la ăștia să strige ceva contra mea? Băi, Nerică, să fac așa ceva? Da. Și în primul rând am două să le dau, nu suntem noi aia plini de bani, Doamne. Și a rămas chestia asta cu Manu e mai bun ca Răducanu și le, țărane, te duci la ei și le zici să nu mai strige. Indiferent, să nu mai strige când mă enervezi. Păi și ce să le fac eu, Rică? Să mă duc să mă bată pe mine? Asta e bună. Păi, da, dar bai, după faza asta, primul antrenament care l-am avut, m-a rupt în două. A, ca să vă arate că e... Nu, m-a rupt în două la antrenament. Să vă dea minte. La antrenament. Ia să te văd, țărane. Hai că, vorba aia, chiar vreau să văd că ești mai bun ca mine. Hai. Și m-a rupt, dar avem ficatul pe aici, pe la gât. Da, vă dați seama. Dar mi-a prins bine, mi-au prins bine antrenamentele dure și mi-au și plăcut. Și nu m-am dat la o parte de la efort niciodată. Oare toți ăștia 20 de ani. Transferul la Steaua, când o știți povestea, când a deturnat tramvaiul, a zis că vrea să-l ducă, s-a suit în tramvai și a zis vatmanului să-l ducă nu știu unde și bineînțeles că nu era linie de tramvai. Bine, și cu tramvaiul și cu facultatea. Și cu facultatea, nu știu. Ai cum? Să ducă la Craiova și... Dom'le, mă băgați la facultate. Păi, bine, Ricuță, te băgă la facultate, dar vino, adu diploma de bacalaureat. Ce e aia? Păi, de liceu, de terminare liceu. Stai, dom'le, că nu am, n-am făcut încă liceu. Fac întâi facultatea și după aia liceu. Asta e autentică. Da, ce? Da. Întâi facultatea și după aia liceu. Ce problemă la voi? Da. Dar, da. Bine, la cum le povestește, dacă stați lângă Curică, la povești din astea de ale lui, vai de mine. Mai știu o poveste cu el, dar cu un om care înțeleg că nu v-ați foarte bine. Cu Mircea Rădulescu povestea că era un cantonament, nu știu unde, era la lotul de tineret și el era antrenor, cred, și l-a dat să facă jurnal, să țină jurnal. Undeva în străinătate, undeva într-o țară de asta comunistă. Și fiecare trebuia să țină jurnal.
14 februarie, sunt în nu știu unde. Și ci că... A, aia cu eu stau în cameră cu Ricardo Ducanu? Cu Ricardo Ducanu. Deci l-a copiat cuvânt cu cuvânt ce a scris colegului de cameră. Da, așa, așa e, da. Stau în cameră cu Ricardo Ducanu. Da. Dar cu Mircea da, Dumnezeu, ce, nu v-ați... A, nu. N-ați fost pe aceeași lungime de unde? A, nu, prea am fost că nu prea ne-am intersectat așa de multe ori. La Națională v-ați intersectat. A, un pic acolo și... Dar ați fost în lotul lărgit pentru Euro 84. Da. Da. Al patrulea portar. Deci erați desemnat cel mai bun portar din Liga 1 la revenirea Rapidului în prima ligă. Atunci, da. Da, datorită ziarelor, jurnaliștilor. Okay, da. Cu, atunci erau... După cronica anchetele, meciului, da, și note. Nu erau note. Erau cu litere mari, cu litere majuscule, da. Da. Și câte majuscule aveai? Da, da, și eram cam ocupam ziarul atunci. Anul ăla am cam ocupat, da, și bine, era vigilie mare la poarta Rapidului. Și aveați mult de lucru. Aveam mult de lucru, dar era bine că mă țineam priză și și da, și atunci m-a convocat și pe mine, eram Mircea Lucescu era selecționer, nu? Nea Mircea, da, Nea Mircea cu Nea Mircea Rădulescu secund și Rică antrenor cu portarii. Ok. Și era Vasile Iordache, era Țețe Moraru, Silvică Lung și Silviu Lung era titularul, că el era apărat în preliminarii. Silviu Lung era titularul, da. Și am prins și eu. Totuși am prins cu echipa națională un cantonament întreg la Poiana Brașov. Da, și după aia a urmat un turneu în America de Sud și mi-a zis Nea Mircea, băi, puștule, lasă-l pe Vasile, că el o să se retragă, pe Vasile Iordache să-l iau în așa și... Care înțeleg că fusese idolul dumneavoastră, idolul copilării. Vasile, ca da. Nu Rică, da. El era. Nu, no, nu, no, Vasile, prin deci, practic... modul lui de exprimare în teren, da. Seriozitatea pe care o avea Vasile în meciuri. Deci, și... practic, erați cu idolul dumneavoastră la bătaie pentru un loc în națională. Da, da. Cum da, e asta, soarta, cum întoarce lucrurile. Da, asta mi-a plăcut enorm. Și... asta a fost. Nu-i nimic, nicio problemă, Nea Mircea. Ce puteam să-i zic eu, Nea Mircea Lucescu, antrenorul echipei naționale, dar de ce nu mă iei vrei pe mine? Sau de ce nu permiteam? Pentru că nu-mi stătea în caracter și nu mi-era asta educația. Atunci am rămas de tot pe acasă. De fapt, pe la echipa olimpic am prins meci oficial atunci când era a doua echipă, practic. La Los Angeles, cu Jocurile Olimpice. Așa. De la Los Angeles, când a boicotat URSS-ul. Și multe țări din blocul sovietic. Au boicotat Jocurile Olimpice și atunci am fost noi invitați, echipa de fotbal, și nu ne-a dat voie partidul. Domnule, cine nu și-a câștigat dreptul sportiv să meargă, nu merge nicăieri și atunci... Serios, da, deci și atunci, nu... păcat... Ați fost invitați, aveați wildcard să mergeți la Jocurile Olimpice și nu ați fost lăsați. Nu. Și sunt Jocurile Olimpice la care România a obținut cele mai multe medalii din istorie. Ei, ca să vedeți culmea ghinionului câteodată. Dar asta a fost să fie. Cum erau meciurile cu Dinamo și Steaua? S-a vorbit foarte mult, multe presiuni, cel puțin Dinamo făcea presiune asupra adversarilor, Steaua cu armata, cu... Da. Odată ce făceai armata, mai greu să te mai strângă cu ceva, poate cu presiunea că era echipa... Era cu presiunea cu armata pe cei care erau în perioada stagiului militar. Dar la Dinamo era presiune cu dosare oricând. La Dinamo era presiune non-stop. Nae Manea povestea că a fost luat de acasă în seara de dinaintea unui meci cu Dinamo și luat la întrebări că vindea radio, nu știu ce, adică doar să-l șicaneze înainte de meci. Și a fost chestia cu internarea în spital, când a fost bolnav, a fugit din spital, Nae. Fugit din spital să vină să joace. L-au internat? L-au internat că era un pic bolnav, dar omul... Nae, da, dar Nae a vrut să joace în orice formă și atunci a fugit în halatul spitalului, a fugit, a sărit gardul și a venit, l-a luat Vicky, soția, cu mașina l-a adus la stadion. A jucat și a plecat înapoi pe patul de spital. Da, și atunci, exista tot timpul. Când aveau neapărat nevoie de puncte fără probleme, atunci veneau cu presiuni. După ce am plecat eu de la Rapid, când i-a luat Păliță Dumitru, Toader și ăștia i-au luat la secție înainte de jocul cu Dinamo să îi întrebe de... Vezi, Doamne, vedeți că aveți reclamații, că
a existat un viol la Gara de Nord, atunci stăteau oamenii la Gara de Nord ai noștri, da, câțiva, și chestii din astea inventate de, okay, de ei. Dar asta a fost perioada, ce să facem? Ați avut neșansa, a spune eu, sau șansa, nu știu cum vreți dumneavoastră, să jucați într-un meci istoric, dar nu dintr-un punct de vedere pozitiv, ci dintr-unul negativ. Meciul Rapid Dinamo 4-3, în care Cămătarul trebuia să dea multe goluri, ca și în alte meciuri, pentru a ieși gata de... Nu multe goluri, doar 3. Nu știu, asta era porția, nu, asta era porția. Da? Povestiți-mi un pic, ce puteți să povestiți despre meciul ăsta și după aia vă mai întreb. Ce să povestesc? Că, știați de dinainte că trebuie să întâmple așa? Datorită prostiei mele am ieșit cel mai șifonat din meciul ăla. De ce? Păi am ieșit cu genunchiul varsă după meciul ăla, pentru că mi s-a pus mie pata. Asta e, și am ieșit cu... Urma vacanța. Da, era ultima etapă. Da, și... cu scandările din tribună, cu aia, Cămătarul Rodion, nu e ghea, da, da, da. Polster, unde ești să veșiri cu din Giulești, astea, cu... Polster era un Polster, cu care se bătea Cămătarul Polster la ghea de aur, da, 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 Tony Polster, da. Și și-au scos oamenii toți, și-au scos pantoful și... Da, bine. Eu mă ce... Știați că trebuie să fie nebunie? Adică știați că trebuie să fie... Da, se știa ceva și atunci... Nu știu ce s-a întâmplat, m-am luat eu cu Cami, ne-am înjurat la o chestie, la o fază, la o minge, ceva. V-a dat gol repede, minutul 9, deci ați luat gol rapid. Un minutul 9 era 1-0 pentru și, Dinamo. Și atunci mi s-a pus pata pe ele, de, vezi că mă urc și eu pe tine cu picioarele dacă mai intri. M-a enervat rău și a zis, nu mai gata. Deci și... de unde știați că trebuie să fie totuși un pic liniștit și n-aveați ce face? Da, bineînțeles, da. Și atunci m-am enervat și ia să-mi văd eu de treaba mea așa cum trebuie să-mi văd de treaba mea. Și, da, și a scăpat singur Cami, am ieșit la blocaj și mă întoarce, cred că singur portar care l-a întors și Cami, că el se ducea pe tancul, da, și da, numai da, să întoarcă el portarul cu chestii de astea, da, gen Marcel Răducanu, nu. Și m-am întors și... Eu să mă ridic repede, n-am mai pus mâna să mă ajut de mână, da, să mă ridic, să mă întorc, și am pus doar gamba, și atunci am făcut întindere de ligamente. Toată vacanța am stat în gips cu picioarele, cu genunchiul atât. Minutul 40 era, 1-0. Când am văzut prima dată am zis, băi, s-a dat lovit, clar s-a dat lovit. Eu așa când am văzut prima dată cronica meciului, așa, da, așa au zis majoritatea. Ah, că v-ați dat lovit. Dar când, păi Rică a zis că la pauză discută el cu mine. Că a văzut că o luasem pe ideea mea. Da, lumea, pe ideea, da, mea, și atunci discutăm, țărane, la pauză. Da, bine. Să vă readucă pe calea, da, cea nedreaptă. Cea nedreaptă, cea nedreaptă să vă aducă, da. Și când a venit la cabinetul medical și m-a văzut genunchiul, că e cât vreo 5 genunchi la un loc. Atât de mare s-a, da, fost. Da, în 5 minute s-a făcut... Da. Imens genunchiul meu. S-a întors, bine, hai, lasă că vorbim după aia, doctorești. S-a întors, da, ce să mai mă și bată când eram bătut de soartă atunci. Da. Și asta a fost. A fost 3-1 pentru Dinamo după pauză. Da. Și a dat Cămătarul și a făcut norma. Da, da. După care... A fost 3-1, păi așa se... A fost 3-1 și după aia s-a enervat Rapidul și furia giuleșteană a năvălit peste dinamoviști și totul a ieșit foarte bine. A năvălit sau trebuia să năvălească? A năvălit, păi dacă am, da, reușit să scriem 3 goluri, vă dați seama. Da. Deci exact ce vorbeam de spiritul rapidist, de mai devreme. Da. Dar una peste alta, parcă se juca altfel fotbalul ăsta atunci și parcă altfel... Vedea lumea fotbalul și îl concepeau cei din tribună, nu știu. Acum mi se pare un pic monoton și nu știu de ce. Și nu e normal. Uh-huh. Și nu e normal la condițiile care sunt acum, antrenamentele care se fac acum, cu tot felul de materiale ajutătoare la antrenamente. Totuși, cam monoton și nu-mi place. V-a dat Hagi vreun gol în carieră? Nu. V-a dat? Ei, cum să nu? Că nu l-ați prins totuși foarte mult
L-ați prins din 80 și... Apropo de Hagi, da. Așa, povestiți-mi. Jucăm cu Rapidul la Sportul. Deci până în 87. Și Gica era la Sportul, da. Gica era la Sportul. Deci până în 86. Până în 83 și 86. Până dacă 88. Era la Sportul, el a plecat în 86 de la Sportul. 86-87. După campionatul 86-87, da. Și jucăm la Sportul. Echipa Sportul cu Gică Hagi și cu asta, cu locul 2, cu alea. Și a început meciul. Dă numerul palmele, Gică. Câte șuturi a putut să dea în meciul ăla. Mi-a rupt și palme și piept și tot. Și era, apropo, că mi-aduc aminte, cronica meciului a scris-o a doua zi Neion Chirilă. Așa. Regătatul Neion Chirilă. Și în cronică scrie acolo. Eu am zis, am pierdut 1-0. Da. A, doar 1-0? 1-0 am pierdut. Cine a dat gol? Hagi, oare? Nu. Tom Cristea, mi se pare, sau Cicleanu, sau nu știu. Și în cronică Neion Chirilă scria, în minutul cu tare, torpilă Hagi, în minutul cu tare, de asta, rachetă Hagi, în minutul cu tare, bombă Hagi, în minutul cu tare. Păi frate, bombe, dar unde s-au dus? Dă-le în Doamne iartă-mă. Ca să văd, atunci era cu note. Da. În cronică. Și ca să văd a doua zi, da, și notele. Mă gândeam, îmi dă și mie nouă, că n-am luat decât bombe, la torpilele alea și la cât mă ostruc cu palmele. Așa? Și când îmi dă nota 6. Nu cred așa ceva. Nota 6. Păi poate că torpilele erau pe dumneavoastră. Da, Doamne iartă-mă. Și măi Rică, mă duc la Rică. Așa. Băi, Rică. El avea legătura cu ziarii. Era antrenorul meu și era cu Naționala și cu alea. Măi, Rică, ce face Neion? Cum suntem, mă, 6 la cum am apărat? Doamne, iartă-mă, care-i treaba? Da. Stai, bă, țărale, liniștit că vorbesc eu cu el. Așa. Vorbesc eu cu el, bă, și schimbă nota, nu se poate, măcar nouă. Așa. Da, și da. Apare a doua zi iar în ziar. Referitor la cronica meciului Sportul Studențesc Rapid, am greșit o notă la Porta Romanu, merită, cred că, 7. Îi ajunge. Deci a apărut a doua zi. Da, merită. Da, și cred mai că dat 7. Mi-a mai dat un punct. Deci la toate da. Oricum, n-a rămas corigent, da. N-a rămas corigent. Așa că am cu Gică o grămadă de chestii. Dar... Rău pe teren, așa? Rău, adică... Dar toți, domnule, incredibil, toți în perioada, toți jucătorii, toți fotbaliștii. Că tot așa se ducea mingea dată de Hagi, fără să întoarcă la mondialul din America, a fost filmată și nu se întorcea. Da, păi lovea mingea ca și Mateuț, la fel, și Mateuț și Mateuț el, la fel. Vai de mine. Și loveau mingea perfect. Loveau mingea perfect, de aia nu se învârtea mingea. Învârtea. Dar pentru portari, pentru mine, mie plăcea chestia asta, felul ăsta de șut, pentru că neînvârtindu-se mingea nu se mai ducea ca șarpele. Aha. Ceva de genul. Okay. Că altfel venea că și bine, depinde atunci și de mingii și de felul... Era cineva de al cărui șut vă era însă un pic teamă? Nu, era Gică. Da, cu torpilele. Era Avădanei de la Bacău. Și el o făcea pătrată, cum se spune. Pe ce pătrată? Că dădea... Hai de capul meu. Dar erau mulți. După aia Mateo. Pe la 9-0 ăla a început Mateo. 9-0 ăla la Hunedoara, ce naiba. Nu știu, am fost părtaș. Am fost părtaș la 9-0 ăla. Deci a fost? Cum? Meci? La Hunedoara, Corvinul Rapid. 9-0? 9-0 doar. În prima ligă? Doar. În prima 83-84? În prima ligă, nu, mai târziu. Așa. Nu, mai târziu, că în 80. Așa. Da. Păi la 9-0... Dar ce s-a întâmplat? Am luat le-am împărțit cu Toader. Da, le-am împărțit. Am luat eu 4. Cine a fost titular dumneavoastră? Eu am fost titular și Nicolae Lupescu, după al 4-lea gol, a doua repriză. Da. În minutul 55. Hai, Toader, du-te și să nu mai luăm gol. Deci un... Mă bufnește și râsul. Se până în minutul 55 am luat 4 știuci. Da, știuci. Știuci, da, păi așa le spuneam. Da, noi. Am luat 4 bucăți și intră Leontin minutul 55. Așa. Minutul 55.
Și până în minutul 76 sau 78 a luat 5 el. Măi, Costi, bă, gândește-te, 9-0 în minutul 80, da. Și mai erau 10 minute. Așa. Și noi i-am sufocat la noi în careu, cum se spune. Noi i-am sufocat pe Predora la noi, da. La noi în careu. Da. Și vă dați seama, am zis, Doamne, unde s-au oprit ăștia, că nu se poate, dar s-a întâmplat ceva, oricum s-a întâmplat ceva cu noi la jocul ăla. Mă gândesc la cine știe ce... Credeți că a fost ceva? E posibil, că nu poți să-ți dai seama, cum să-ți dai... Mă, ce aveți? Dar n-a fost circ în club după un astfel de rezultat? Adică să pierzi totuși cu 9-0? Ce să circ? Cine mai scotea, cineva vreun cuvânt? Și acum noi ne gândeam, stai că următorul joc acasă, pe Giulești, pe cum ne iau oamenii aia în tribună? Așa. Vai de mine. Ce a fost? Atunci mă rugam să nu mă bage titular Neaculae. M-a băgat titular, da, da. Și 0-0. Oh. 0-0 am făcut iar și mai rău. Păi, dacă nici după 9-0 n-ați fost în stare să faceți ceva, ah, să okay. intrați, să câștigați, fai de mine. Și cine-i pe... Stai în cabină câte oră, jumate după meci, până lumea... să plece lumea acasă și da. Dar e reală povestea? E o metaforă că, că alerga lumea, echipa pe șina de tren? E o metaforă? E o metaforă, dar e și un pic de sâmbure de adevărat. Vi s-a întâmplat? Nu, eu am avut curajul să ies prin față. Adică să mă profilez, da. Dar s-a mai întâmplat. Țineți minte vreun moment ăsta? Nu, țin minte alte momente când ieșeam cu autobuzul miliției. Așa. Miliției, că era miliție, da. Atunci și ne puneam, le luam aia caschetele și ne puneam noi ca să nu ne recunoască. Nu cred așa poate. Ceva. Serios? Serios? Da. Păi după un meci... Asta n-am auzit-o, da. Serios. Așa. După un meci, da, și ne lăsa, traversam Podul Grand. Uh-huh. Spre 1 mai, da? Spre 1 mai și coboram puțin mai încolo și luam după aia, așteptam, dădeați luam tramvaiele, le dădeam oamenilor, da. Că erau lor, era sub inventar, da. Și plecam înapoi, da. Fiecare pe unde stătea și asta. Și dar la mine la mine trebuia să mă întorc înapoi. Așa. În Giulești. Da. Ai de mine, și mă luau ăștia vecinii și asta de nu se poate. Uite, acum mai văd pe nepoți. Asta e antrenor de portar la CFR, campion cu CFR, într-un club greu la început. Vai, de da. Drum, între timp a devenit un club foarte greu, dar era Pascani Mureșan. Și campion, bine, campion Cupa României. E deci finalul eventul, de sezon cu valiza. Eventul, da, a fost eventul și Supercupă la CFR cu Dinamo, la fel, event. Cupă, următorul joc și Supercupă. Deci au fost vreo 7 trofee câștigate. Nu, ceva trofee. Da, câștigate în staful Ando. Am mai câștigat cu regretatul Ilie Balaci un trofeu în Arabia Saudită, pentru că antrenoratul am început adevărat fiind secundul lui Ilie Balaci. Da? În... Cum era el? Un tip care niciodată n-a fost suficient de tare apreciat la Craiova, ca antrenor. Asta da, ca antrenor, da. Da, nu vorbim de... Dar, cum să vă spun eu, un caracter deosebit. Un caracter deosebit. Eu n-am pomenit la așa valoare să aibă acel caracter superb. Eu n-am pomenit. Povesteau tinerii de la Dinamo care l-au prins pe final, când era deja adus la Dinamo așa, ca ursul. Da, da, după operație și după accidentarea la genunchi. Se purta incredibil cu ei, cu jucătorii tineri, deși ăștia mai bătrâni mai făceau și cane. Da, dar nu s-a pus niciodată problemă. Dar îi plăcea, domnule, îi plăcea tot timpul să câștige. Îi plăcea să câștige, era antrenor și eram tineri, mai tineri atunci când m-a luat cu el în Arabia Saudită și se băga la sfârșitul antrenamentului când se făcea miuța de final de antrenament. Uh-huh. Și se băga cu ei la joc. Vai de capul meu! Vai de capul meu! Ce supărat era pe jucătorii lui! L-am prins unul săracu, i-a dat un brânci și a căzut pe pista de atletism a stadionului și avea o brățară de rău și l-a tăiat el la mână. Vai,
Păi ce l-a mai băgat pe ăla să joace? Nu. Niciodată. Dar, nu, asta imediat, la, la primul joc, după aia, nu. Da. Dar fără ranchiună, fără, dom'le, nu se punea problema. Dar îl interesa să câștige orice joc. Aveam, mi-aduc aminte, aveam la Nasser Riyad, aveam pe cel mai mare jucător al Arabiei Saudite care a existat vreodată. Au făcut, au plătit japonezii să facă și film de desene animate cu, cu Captain Maget. Așa. Și dat în toată lumea filmul de desene animate și l-aveam la Nasser. Și Ilie când l-a văzut, a, asta e. Nelă, ia uite-te tu la ăsta, mă. Ăsta și că e cel mai tare de la ei. Păi dacă ăsta e cel mai tare, eu ce-am fost? Păi stai, mă, Ilie, tu ai fost la noi, dar da, de ăștia, asta e. Și, na, mai trebuia să-l bagi, să joace, că da, îl cerea lumea, era publicul și era King Fahad, stadionul lor mare din Riyad, stadionul la cu aer condiționat la nivelul solului pe vremea aia, vă dați seama, trebuia să-l bage să joace. Ia uite, bă, băiatule, ia uite. Și până la urmă am câștigat cupa campionilor golfului și cu el în teren. Când a fost, i-a găsit loc, a fost finala. Păi, i-a găsit, considera... Da, 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 i-a găsit loc. Bine, dar nu să joace 90 de minute pentru că nu mai putea omul. Da. Dar știa când. Nu știa când, dar a avut o calitate fantastică. Ilie, domnule, știa să-și aleagă jucătorii tineri. Domnule, și-a, îi băga și avea o încredere în jucătorii tineri ce nu s-a pomenit. Și a ridicat o grămadă de jucători tineri pe unde a fost, că nu întâmplător. Uh-huh. El pe unde a antrenat, tot timpul a câștigat câte un trofeu. Dar peste tot. Și în Arabia Saudită, da, da, și în Emiratele Arabe, și în Maroc, și peste tot. Dar aia e. Cum era relația cu, cu finanțatorii la Dinamo și la CFR? Cum a fost? Hmm. Cum o simțeați ca antrenor? Nu... Nu mă interesa, nu, n-am avut, n-am avut eu din astea să, să mă bag în seamă singur, nu. Era, era treaba antrenorului principal și... Andone. Da, sigur, nu se mai consulta, uite ce se întâmplă, ce se... Da, bine, ne venea, ne povestea, ne spunea, uite așa, uite așa, și pe asta era, trebuia să urmăm... Vă povestea, dar nu, nu ne povestiți. Ce să, nu, nu, ce de, nu e nimic de povestit aici, nu, nu, dar noi ca să-i cunzi... Dar se mai dădea o ordine, mai venea câte un ordine din când în când. Ordine vis-a-vis de ce? De, final, de la finanțator, cine să joace, cine să... A, la, nu, 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 nu exista așa ceva, nu exista așa ceva, nu. Nici nu se pune problema. Cu spartanii, Borcea cu spartanii, nimic, nu? Ce spartani nu era, păi... Păi, spartani, se știa... Ando își făcuse, vorba aia, echipa titulară, își făcuse lotul care vroia el și asta, dar nu să zică, să, nu, a, știu la ce basic, la ce se întâmplă ziua de azi, nu, nu, nu s-a pus problema, asta e sigur, spun, pentru că noi stăteam, stăteam mult timp, foarte mult timp stăteam împreună noi staff-ul, așa că putea să ne spună odată, că de fapt nu putea să ne spună, îl trăgeam noi de limbă, îl trăgeam eu de limbă să spună dacă e ceva, dar nu s-a pus problema niciodată. Vreau să vă întreb o chestie și să nu-mi răspundeți diplomat, ca un diplomat. Cine credeți că e cel mai valoros, cel mai talentat de fapt, cel mai talentat nativ și cu cel mai mare potențial portar român din momentul ăsta? Dar să nu-mi dați 5. Unul pe care îl considerați, bă, ăsta îmi place. Sau, nu, bă, nu, ce vă place dumneavoastră cel mai mult? Uite, vrei să spun ceva? Ia spun. La, în momentul actual, la momentul actual, și nu, nu cu subiectivism, așa, dar în cea mai bună formă, mi se pare a fi moldovan de la Rapid. Serios? Da. Pot să vă spun ceva? Numai un pic. Da. Să reiau, că am văzut că te-ai uitat ori la mine. Nu, nu m-am uitat, dar vă spun de ce, vă spun imediat. Nu, de nu știu ce-i cu Niță, că nu, okay, de jucat nu joacă. Da. Îmi place, îmi place Nițului. Da. Îmi place Târnovanul de la Steaua, că văd că deja și-a intrat în mână copilul ăsta. Da. Și cam aici. Cam mai departe nu prea
Știți de ce m-am uitat? Nu m-am uitat, că nu o să-mi permit niciodată să contest ce spuneți dumneavoastră. Ați fost portar, știți portarii de la A la Z, îi cunoașteți. Da. Dar, de exemplu, când eram copil, am fost fascinat de Țâțe Moraru și după aia de Van Breukelen, portarul olandez, și totdeauna m-am uitat la portar și mi-a plăcut mai mult decât orice alt pot să-l urmăresc. Iar la moldovan mi se pare că e dezordonat, așa, nu e o, n-are o tehnică clasică de portar, mi se pare. Mi se pare un tip un pic haotic în poartă. Nu, eu vorbeam de forma din, da, de momentul așa, actual. Ca portar, ca profil de portar, vă întrebam, nu neapărat ca formă. Păi, arătați-mi altul ca Țâțe Moraru, că, și ne referim la Țâțe Moraru, că da. Păi nu-i plăcea lui Țâțe, eleganța. Da. Da. Cu care se mișca în poartă, eleganța vis-a-vis de echipamentul pe care îl purta, bine, pentru că Țețele avea 7 milioane de echipamente. Eu de unde să am? Că la Rapid eram mai sărăcuți. Da. 7 milioane, i-am cerut, nu știu, băi Țețe, dă-mi și mie. Păi am fost atunci pe ăla 83-84, păi am apărat cu mâna goală. Cum mâna goală? Fără mănuș. Nu cred. Da, cum nu? Am apărat cu mâna goală, chiar și pe ploaie. Nu cred așa ceva. Ba da. S-a apărat până în anii 30-40 cu mâna goală. Cu mâna goală? Dumneavoastră 40 de ani mai târziu apărați cu mâna goală. Cu mâna goală am apărat mai mult de jumătate de campionat. Și măcar niște mănuși de alea de gunoier, cum erau, știți că erau alea pe vremea Ceaușescu. Păi nu, că erau mănușile de bumbac. Nu, și la antrenamente erau mănușile de bumbac. Peste care puneam aici cauciuc. Față din aceea de palete de tenis de masă. Așa. Fața aia de palete de tenis de tăiam și o coseam. Pentru la antrenament, nu. Da. N-aveam siguranță, dacă nu simțeam eu pe piele mingea, nu mă simțeam bine. Până mi-a adus că m-a rugat de Țețe, m-a rugat de el. Dați pe și eu că nu erau mărâși de portar atunci. Dar clubul nu vă pune... De unde era să le cumpere? Clubul numai dacă de afară. Și până la urmă m-a rugat de Rică și mi-a adus Rică de la echipa națională, mi-a adus o pereche de mănuși Adidas, erau atunci la echipa națională. Și până m-am obișnuit, hai de mine. Dar asta a fost. Ce să facem? Deci ați apărat? Și acum, mâine goale. Și acum, portarii... Arătați-ne mâinile să vedem, că pe portarii am pus să arate mâinile. Ce? Aveți ceva? N-am, uitați, ăsta e Boeing. Ăsta e 747, ăsta e Boeing, cocoșatul ăsta deget. 747, așa-i spune. Ce, aici e rupt, aici, pe ultimul. Da, au fost... Au fost. Când i-a rupt piciorul Marcel Pușca, și apropo, la Timișoara, eu am alergat, eu am fost primul care am văzut ce s-a întâmplat, oroarea aia ordinară care s-a întâmplat. Da. Arbitrul nici n-a oprit jocul, să dea fault măcar. A fost intenționat. Și după un sfert de oră mi-a rupt și mie mâna. La același joc, la același meci. Da. De ale tinereții, valori. S-a terminat cariera în momentul ăla. Adică... Atunci, s-a campionat cariera, s-a chinuit mult cu recuperare, cu refacere, dar degeaba. Da, degeaba. Asta e. Deci fracturi câte? Nu mai știu, nu mai contez. Multe? Câteva acolo, nu. Nu așa multe, să știți. Da. Dar comoții au fost mai multe, dar au trecut. Da. Așa era atunci. Comoții. Comoții, da. Am avut vreo trei adevărate. Da. Vreo trei adevărate... Lovitul cu cotul sau cu... Cum? Piciorul. Cu piciorul. Cu pumnii, cu coate, da. N-a rămas niciodată, nu-i problema asta. N-am rămas niciodată, pentru că așa se juca. Ce să facem? Păi da, dacă portarul era mai greu, că făceai penalti, dacă... Păi, dar ce, se fluiera pe vremea aia, se fluierau faulturile cum se fluieră acum parcă joacă fetele. Și fetele sunt mai dure ca jucătorii noștri în ziua de azi. Pe cuvântul meu, păi am văzut meciuri de fete, Doamne, ce tălpi, ce pumni, ce coate la fete. Dar asta e. Povestiți-ne în final, mai povestiți-ne o anecdotă din cariera dumneavoastră, ceva. Alegeți-vă dumneavoastră un moment hazliu pe care îl povestiți prietenilor când mai stați la vorbă. Da, nici nu știu pe care să le aleg. Nu cu știu care ce... să începeți. Nu știu, dar... Trebuie să le selectați. Alea care nu se spun se duc în sertarul din stânga. Da, bine. Alea care se spun le aducem la mijloc și vedem pe care dintre ele putem să o selectăm. Da, chiar nu știu ce aș putea să vă spun, că...
Nu, chiar nu. Nu, nu are. Și n-are rost să mai mi-aduc aminte, pentru că o să plec cu părere de rău că mi-am să aminte și vreau să le uit. Dar asta e. Voia să le uitați? Da, sunt unele care vreau să le uit. Ziceți-ne una pe care vreau să mai, uitați. Nu, chiar le-am uitat deja. Chiar le-am una pe care vreau chiar să le-am uitați uitat ca să deja. Ne uităm noi. Da. Ne spuneți? Nu, părerea mea de rău este că n-am reușit să joc un meci oficial pentru echipa națională. Deci asta cu turneul ăla ați fi vrut totuși să fiți luat în... Aș fi vrut, dar asta a fost. Da, și o altă... Nu regret niciodată faptul că am jucat doar la două echipe și dacă stau să mă gândesc, nici nu cred că prindeam a doua echipă dacă... Sportul, nu... adică. De ce ați plecat de la Rapid? Asta n-am apucat să O discuție care am avut-o cu antrenorul de atunci. Cine era antrenorul de atunci? Liță Dumitru. Nu v-a reproșat că Liță Dumitru, a strătit un meci? Că așa nu există. Nu. Faptul că nu prea m-a băgat să joc. De ce? Nu știu. Și am zis, bă, probabil are cineva ceva din conducere cu mine și... Că am avut o discuție cu doctorul care l-aveam atunci la echipă și doctorul era băiatul directorului general de la regionala CFR. Așa. Care el ne ținea echipa cu bani de la minister. Deci, practic, doctorul era o pilă puternică. Dacă tai că era șeful nostru. Practic, șeful care decidea cu ce se întâmplă. Da, șeful tuturor și atunci m-a încercat că am făcut... După un turneu din Egipt am făcut ruptură și doctorul mi-a făcut masaj la ruptură și mi-a rupt mușchiul mai rău și uite așa și da. Și a zis lui Liță, băi Liță, cred că probabil din cauza aia de la discuțiile care au fost, nu, bă, n-a fost nicio treabă, eu n-am vrut să joci. Da? De ce? Uite așa am vrut eu, că n-am vrut să joci mai mult. Da? Atunci rămâi și joacă singur. Și nu mai vin. Și ați plecat? Da, ce? Am plecat, da. Și asta a fost. Că eu nu plecam niciodată de la Rapid în beci. Nu eram ăla, băi, stai să mă duc pe acolo, să mă duc pe acolo. Știți ce nu le-am spus oamenilor? Că sunteți ginerele lui Nae Georgescu, fostul fotbalist al Naționalei, fost mare fotbalist de echipă națională în anii 50-60. Și... 10 ani de zile capitanul echipei naționale. Cum ați cunoscut-o pe fata? Păi ea era basketbalistă la noi la Rapid. Și atunci era băieții trăgeau cu ochiul la fetele la meciuri, fetele mai veneau la meciuri. Da, bineînțeles, dar cum să nu? Era așa o mare familie în club. Da, sigur. Da, eram, domnule, eram prieten cu toți. Da. Sau să-mi aduc aminte, păi eram prieten cu echipa mare de polo a Rapidului. Așa. Că mergeam și făceam și anumite refacere. L-am cine am avut invitat săptămâna trecută, nu? Pe Ilie Slăvei. Aici a fost în studio. Da. Și eram cu boxerii. Păi, ca să învăț să boxez mingea, a trebuit să m-am dus eu. Da? Și m-am rugat de Gabi Pometcu și Cornel Hoduț, erau pe vremea aceea campionii naționali de box ai României. Da. M-am dus, băi, învățați-mă și pe mine, luați-mă la sală. Și m-am dus la sală, la peluza dinspre teatru, acolo era sala de box. Și m-au luat băieții și mi-au și dat puțin să simt, mi-au învățat. Da, eram prieten cu rugbiștii, cu atletele, îl rugam pe Mihai Zaharia, mai vino și tu, fă și tu antrenament în timpul ce faci. Și noi antrenament, vedeți și noi fetele astea frumoase ale tale și discuții, chestii de astea. Da, cu toată lumea, noi toți eram ca o familie la Rapid. Și ați fost la antrenamente la fete și v-a plăcut de o fată. Da, nu. Da, nu. Nu. La... Nu, ochii am pus pe nevastă mea la defilarea de 23 august. Așa. Da, păi ne-a scos, ne scotea. Unitatea Rapid a mers la defilare. Defilarea de 23 august în fața conducerii de partid și de stat. Da? Și a fost atunci, în anul ăla, când jucam fotbal, da? Săraciu... patru oameni care au poarta după ei, adică mergând jucam fotbal, ca să defilăm. Da. Și eu într-o poartă, Rica într-o poartă.
Eu într-o poartă, Rică într-o poartă. Și când am ajuns în dreptul tribunei oficiale, unde era șeful și cu șefa... Ceaușesca, da, cu Ceaușesca, da. Da, da. Rică, stați-mă așa! Rică s-a oprit. Tăticu, te pupă, Rică! Nu vă jur! E cum, nu? Te pupă, Rică, tăticu! Bine, și după ai mai departe. Și a mers, carul alegoric, a mers mai departe. Da, da, da. Deci a oprit deci și la aia, fotbal, Rică. Jucam fotbal nu și, cred, da, și s-a mutat porțile până te pupă, Rică, tăticu! Da, da, și atunci am cunoscut că noi până să intrăm, da, să defilăm, să asta, da, jucam lapte gros prin spate, pe iarbă, pe acolo, pe acolo. Și atunci, și că, hai, da, tot clubul, da, rapid, da, care e? Și asta a fost să fie. Asta a fost să fie, da, și... Fotbalist? Da, fotbalist, într-adevăr, socrul meu să-l ierte, fotbalist mare. Mare de tot. Și o... mulțumire, pot să spun, și faptul că a primit numele unei loji la nou stadion. Ok. Da. Ce o lojă poartă numele lui. Frumos asta. Lângă... N-au pus aia cu tot șaorma peste, cum a zis Florin, că s-a întâmplat cu loja cu Naemanea. Că era banner cu șaorma care acoperea numele lojii. Nu, unde, da, Doamne iertă-mă, ce șaurma a văzut? Nu știu ce a pus, nu. Păi nu e, că nu e nicio lojă care să-i poartă numele lui Nae, e tribuna care îi poartă numele. Vreau să vă întreb în final, okay, l-ați făcut fericit pe tatăl dumneavoastră? O, da, sigur. Da? Ba. Eram mândru în sat că după Rică a venit un alt portar al Rapidului Mare. Dar nu mai era nimeni ca el în satul ăla, ce vorbiți? Nu, era. Vai de mine, vă dați seama, vă dați seama. Când ajungeam pe acolo... Hai să mergem. Unde vrei să mergem? Hai să mergem la cărciumă. A, păi de ce? Să vă, să-l vadă lumea. Hai să mă vadă lumea cu tine. Tu ce-i cu tine? Ce drăguț, da. Hai mă, tata, lasă-mă. Era motivul lui de mândrie, da. Bă, clar. Și vă duceați? Păi, normal. Nu scăpați, nu? Ce am, păi da. Cum? Să-l refuz pe tata? Duceam și stăteam și tu ai și... Ia spune-le mă tu. Cum a fost la meciul ăla? Spune-le mă la ăsta. Trebuia să stați la povești, da. Și povestim de meciuri, de alea, de goluri, de... Uh-huh. Dar o făceam cu mare plăcere. O făceam cu mare plăcere pentru că îl vedeam. Îl vedeam cum se, se umflă în pene, tata și... Da. Domnule Manu, mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața. În dimineața asta vă mai așteptăm pe la noi. Și eu vă mulțumesc când pentru invitație. Când mai scoateți din sertarul din stânga niște povești și le duceți din sertarul din dreapta, da, poate, da, ne mai povesti și nouă. Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Să fiți, da, sănătoși, da, și familie noastră multă sănătate. Vă mulțumesc la fel. Mulțumesc că ne-ați urmărit în această dimineață. Mâine dimineață, 9:01, GSP Live. Nu uitați peste zi, www.gsp.ro pentru tot ce e important în sport, toate informațiile relevante, importante. O zi bună, pe mâine.